Raed Arafat a reacționat pentru prima dată după violențele din 10 august, când sute de persoane au fost rănite în confruntările cu jandarmeria. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, DSU, a ținut să precizeze pe contul său de socializare că nu sunt motive de îngrijorare față de cei care au fost în piață și că nu e nevoie ca victimele să se prezinte la spital decât în cazul în care simptomele devin alarmante. Totul a început după un comunicat trimis ieri de DSU, care a primit critici dure din partea societății civile. Dacă nu aveți simptome sau probleme care să vă îngrijoreze, nu trebuie să vă prezentați la. UPU pentru un consult de rutină, pentru că acesta nu vă aduce niciun beneficiu, iar medicul nu are cum să decidă științific că ați fost expuși la substanțele respective consultându-vă la 5 sau 6 zile după expunere. Medicul bazându-se doar pe declarația pacientului, a scris șeful departamentului pentru situații de urgență pe pagina sa de socializare. Pride Arafat a ținut să precizeze că s-a informat foarte bine înainte să transmită comunicatele. Dacă cineva s-a simțit lezat de acest comunicat pe care îl consider pur tehnic, îmi cer scuze. Pe de altă parte, știința este una pentru toți, ea neputând fi aplicată diferențional după dorințele unora sau altora. Înainte să publicăm acest comunicat, ne-am consultat cu fabricanții pe de-o parte ca să ne asigurăm de natura substanței care a fost utilizată și să nu ne bazăm numai pe informațiile interne. Totodată, pe lângă documentarea și datele obținute de pe site-ul Centrului de Control al Bolilor din SUA, am vorbit personal cu unul dintre specialiștii renumiți în toxicologie de la Centrul de Toxicologie din New York. Am întrebat de studiile recente și de părerea lor despre efectele de lungă durată a expunerii la substanțelor respective și anume la substanța CS, precum și despre necesitatea unor controle dacă persoanele sunt asimptomatice, iar răspunsurile colegului au fost concordante cu ce este scris în comunicatul de SU, a mai spus Raed Arafat. Acesta a mai declarat că totul a pornit după ce un medic psihiatru ar fi scris un articol care a creat panică în rândul populației. Doctorul a prezentat riscurile expunerii la substanțele lacrimogene pe termen mediu și lung, lucru care a determinat pe mulți din cei care au fost în piața Victoriei să ia cu asalt spitalele de frică. Astfel, Arafat a ținut să sublinieze că nu există oricum tratament pentru reacțiile cauzate de gaze. 450 de persoane au primit îngrijiri de la echipajele Smurd în noaptea de 10 spre 11 august. Din acestea 290 au suferit reacții grave după ce au inhalat gaz. 70 au fost trimise la spital și 9 au rămas internate.